Întreaga situație privind achiziția de active de la falimentara Termica îi ridică suspiciuni primarului Ion Lungu, care susține că nu-și explică din ce motiv o firmă dintr-un sat din Prahova ar dori să cumpere câțiva kilometri de țeavă la un preț despre care spune că este supraevaluat. Am văzut o licitație în ziar data de 5-a, 7-a, și ne-a zis la cunoștință cei de la Termica că firma Voma Ecoserv Construct SRL din satul Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova, vrea să cumpere activele care, mă rog, deservesc transportul și distribuția primării municipiului Suceava. Deci activele care avem noi nevoie, cele termoficare, conductele aducțiunii de apă de la IFA la CET, stația de 110, vrea să le cumpere o firmă dintr-un sat. Cei de la Unicom Holding, când au aprobat aceste rapoarte de evaluare, le-au făcut supraevaluat. Unicom Holding este creditor principal, concern care are cea mai mare sumă de recuperat după falimentul Termica. Primăria Suceava este nevoită să achiziționeze această porțiune de conducte care aduce agentul termic până în zona industrială, întrucât a concesionat la o firmă privată serviciul de transport și distribuție. Activele scoase acum la licitație de creditori sunt absolut vitale pentru funcționarea serviciului public de termoficare și sunt închiriate de Primăria Suceava de la Termica cu aproximativ 100.000 de lei fără TVA pe lună până la vânzare, și asta după mai multe ședințe în care consilierii locali nu au fost de acord cu condițiile de închiriere. Pentru a putea garanta funcționarea serviciului centralizat de termoficare, primăria vrea să cumpere porțiunea de țeavă de la Termica, însă la un preț mai mic decât cel evaluat de creditori. Eu sigur că am făcut un apel la cei la Termica și voi avea discuții în continuare, mă voi consulta și cu domnii consilieri locali. Vrem să cumpărăm aceste bunuri, dar la un preț corect de piață. Astăzi ele sunt supraevaluate. Primăria municipiului Suceava vrea să cumpere aceste active, dar la prețul de piață. Orice ce văd aici, că o firmă dintr-un sat, dintr-o comună, vrea să cumpere exact activele care interesează Primăria municipiului Suceava, mă pune pe gânduri. Termonet, firma privată care a câștigat licitația pentru concesiunea serviciului de transport și distribuție, chiar în detrimentul unei firme a municipalității, are în structura de acționariat două firme, Adrem și Elsaco. Adrem este și printre acționarii de la Bioenergy, producătorul de agent termic. Pentru ca sistemul de termoficare să fie eficient, este nevoie de investiții urgente în reabilitarea rețelelor de termoficare, iar pentru asta ar mai fi necesar 50 de milioane de euro, bani care ar trebui investiți de proprietarul rețelelor, adică de Primăria Municipiului Suceava.